Incendiu puternic la o gospodărie. Casa a fost mistuită de flăcări, iar pompierii s-au luptat cu focul mai bine de 2 ore. Incidentul s-a petrecut în localitatea clujană Iclod. A fost nevoie de 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă care s-au deplasat la locul cu pricina. 2 anexe gospodărești și mai mulți baloți de fân au fost cuprinși de flăcări, iar incendiul s-a extins violent la un atelier și un depozit din proximitate. Se pare că acesta a izbucnit de la o afumătoare. Abia peste 2 ore s-a reușit lichidarea completă a incendiului.